Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live, un nou live care va fi mai scurt. Este un mesaj pe care vreau să-l am pentru voi despre copii. Eu am 3 copii, 2 care sunt deja născuți, unul care urmează să se nască cu ajutorul lui Dumnezeu. În această zi, probabil că cei care au copii se bucură de o zi liberă, se bucură de copiilor, se bucură că se pot juca, că sănătoși, că pot să iasă afară, că se pot plimba. Și este o zi în care oamenii se gândesc mai mult decât de obicei la copii. Însă, oare câte dintre persoanele acestea, dintre acești părinți, se gândesc la copiii care nu se vor naște niciodată? Oare cât se gândesc la copiii care nu se vor putea bucura niciodată? Și aici mă refer la miile de copii, la zecile de mii de copii, la sutele de mii de copii, la milioanele de copii care sunt avortați, care sunt, pe scurt, uciși. Este trist lucrul acesta și este trist pentru că într-o țară așa numită creștină avem foarte puțini oameni chiar astăzi care vocalizează, care vorbesc chiar de ziua copilului, care vorbesc despre copiii care sunt nenăscuți, despre copiii care nu pot să vorbească, despre copiii care nu se pot apăra. Foarte puține persoane care vorbesc despre ei. E foarte ușor să ieși cu copilul într-un parc, să te duci să te plimbi cu el, să iei o înghețată, să te bucuri, să zici, domnule, ziua copilului, hai să ne bucurăm, hai să celebrăm și așa mai departe. Și să uiți complet, oare ce e în sufletul nostru, dacă putem să uităm complet de milioanele de copii care sunt omorâți. Să uităm complet de zecile, sutele, mii de copii care în toată lumea și copii care în țara noastră astăzi vor fi omorâți de ziua copilului. Da. Este un lucru trist. Sau astăzi, o zi în care unii părinți vor decide sau decid ca să-și omoare copiii. Poate nu-i omoră astăzi, dar decide astăzi ca să-și omoare copiii. Trebuie să spunem ceva și despre copiii nenăscuți. Trebuie cineva să vorbească și pentru ei. Trebuie cineva să vocalizeze pentru ei. În special creștinii care înțeleg sanctitatea vieții, care înțeleg că viața este un dar de la Dumnezeu, care înțeleg că viața este un dar sacru de la Dumnezeu, care înțeleg că Dumnezeu este singurul care are dreptul să se pronunțe în privința vieții noastre. Când să apară viața, când să înceteze viața, noi ar trebui să fim cele mai puternice voci, cele mai puternice instrumente ale lui Dumnezeu în oprirea acestui marș al morții, împotriva acestui terorism al morții. Noi ar trebui să fim cei care vorbim cel mai clar, cel mai răspicat, cel mai argumentat împotriva acestui holocaust, împotriva copiilor, împotriva acestui terorism împotriva copiilor, împotriva acestui măcel împotriva copiilor. Și este trist că astăzi, într-o zi a copilului, poate cei mai mulți creștini, cei mai mulți părinți creștini ignoră complet acest sacrilegiu care se face împotriva lui Dumnezeu, împotriva revelației lui Dumnezeu și împotriva vieții pe care Dumnezeu a dat-o pentru un oarecare timp în mâinile noastre. În Vechiul Testament ni se prezintă această pedeapsă cu moarte pe care Dumnezeu o cerea pentru toți aceia care ucideau intenționat. Deci dacă omorai intenționat pe cineva, trebuia să fii omorât și tu. Scurt pe doi. Și unii văd un Dumnezeu foarte crud. Doamne, de ce Dumnezeu a pus o lege atât de aspră pentru omorârea altcuiva? Ok, problema este următoarea. Înainte să răspunzi la întrebarea asta, problema este următoarea. Avem astăzi oameni care omoară pe alții, sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de copii care sunt omorâți și nimeni nu pune întrebarea. Doamne, dar de ce? De unde au oamenii ăștia dreptul ăsta să omoare pe copiii ăștia, da? De unde au ei dreptul ăsta? Dar faptul că Dumnezeu poruncea să fie omorâți anumiți oameni ridică o întrebare, ridică o foarte mare întrebare. Răspunsul e foarte simplu. Dumnezeu este suveran, stăpân peste tot universul, peste creația lui și poate să facă ce vrea el. Scur pe doi. Dar explicația care stă în spatele poruncii lui Dumnezeu de a omorâ pe cel care omoară este pentru a restrânge răul, pentru a restrânge depravarea, pentru a opri corupția, pentru a opri tendințele astea născute în noi de a face rău celuilalt.
Și porunca lui Dumnezeu a fost clară, aceea de a omorâ pe cei care omoară în mod intenționat. Da? Pe cei care omoară în mod intenționat pentru a răstringe răul. Pentru a răstringe răul. După mii de ani, de la darea acestei revelații a lui Dumnezeu pentru poporul Israel în lege, avem o armată de mici Dumnezei care își iau dreptul de Dumnezeu pentru a curma viața. Ei nu sunt Dumnezei, dar iau dreptul care aparține doar lui Dumnezeu pentru a curma viața pe care doar Dumnezeu o poate da, da? Și curmă viața unor oameni nevinovați. Dumnezeu are dreptul de a curma viața și el a hotărât să curme viața unor oameni vinovați. Acești mii Dumnezei, doctorii, părinții, femeile, bărbații, hotărăsc să ia viața unor oameni nevinovați, unor persoane nevinovate, unor copii nevinovați. Ei nu au făcut absolut nimic rău, da? Și ăsta este modul în care ei vor să facă fătul, copilul, să plătească pentru irresponsabilitatea lor. Să plătească pentru absurdele lor libertăți. Libertatea femeii, domnule, drepturile femeii. Pentru absurdele lor libertăți vor să pună pe cineva să plătească și să plătească cu moartea, da? De aceea, eu cred că cei care susțin avortul cred în pedeapsa cu moartea. Dar nu pedeapsa cu moartea celui vinovat, ci pedeapsa cu moartea celui nevinovat. Nu pedeapsa cu moartea unui criminal, ci pedeapsa cu moartea unuia care n-a făcut absolut niciun rău. N-a gândit ceva rău, n-a spus ceva rău, n-a făcut ceva rău, n-a avut o atitudine rea, n-a făcut nimic rău. El este, în punctul acela, din punct de vedere al acțiunilor sale, el este nevinovat. Nu a făcut nimic împotriva altcuiva. Și avem astăzi promovate toate teoriile astea despre sexul liber, despre libertatea sexuală, domnule, jos cenzura, jos orice fel de restricție, sex liber. Asta este doctrina neomarxistă, neosexuală, în ghilimele, a generației vestice foarte iluminate, postmoderniste. Asta este doctrina, da? Sex liber. Și în urma acestui sex liber sunt niște consecințe. Cine să plătească pentru aceste consecințe? Păi să plătească fătul. Da? Să plătească fătul. Asta este ceea ce se spune astăzi. Dintr-un anumit punct de vedere este irelevant. Este irelevant dacă copilul e ucis într-o formă sau alta. Este irelevant. Dar ceea ce face avort o crimă odioasă, ceea ce face avort o crimă odioasă și vă, apropo, vă anunț că Facebook, la publicarea clipului de săptămâna aceasta despre avort, Facebook mi-a dat, de la primul share mi-a dat interdicție și nu mai pot da share, așa că voi sunteți siguri care mă puteți ajuta să dau mesajul ăsta mai departe. Revin. Avortul este o crimă odioasă din următoarele puncte de vedere. Pentru că avortul este o crimă care se face cu acordul mamei, care se face din banii mamei, care se face pentru copilul mamei. Deci mama hotărăște cu acordul ei, da? Mama hotărăște să-și omoare propriul copil din banii ei și să omoare copilul ei. Dom'le, dacă ar omoră pe altul, ea înțelege cumva. Oricum n-ar fi permis, da? Să fie foarte clar. Dar cu atât e mai crudă crima aceasta, pentru că mama hotărăște să-și omoare propriul copil. E cu atât mai crudă și mai teribilă și mai înspăimântătoare femeia aceea care decide să plătească pentru omorârea propriului ei copii. Propriul ei copil, da? Sau propriilor ei copii. Cu atât e mai odioasă crima aceasta când hotărăști să omori ceva ce vine din tine. Dacă omori cineva, un animal, hai că poate-i mai găsi niște circunstanțe. Da, e foame, vrea să mănânce o găină. Dar și omoară propriul copil, omoară o ființă umană. Cu atât mai mult este odioasă crima aceasta. Și lucru care mi se pare cel mai odios dintre toate în crima aceasta, nu-i doar că mamea își omoară propriul copil, că plătește pentru omorirea copilului, că plătește pentru omorirea cuiva care vine din ea, că plătește pentru omorirea altei persoane, da? Nu vrea ea să suporte consecințele. Irresponsabil. Este o crimă născută din irresponsabilitate, este o crimă născută din păcat, este o crimă născută din această iluzie a libertăților sexuale. Cel mai odios lucru este că persoanele acestea care sunt omorâte, copiii aceștia care sunt omorâți, nu pot să spună nimic. Nu pot să vocalizeze nimic. Nu se pot apăra, nu pot milita pentru drepturile lor, nu pot ieși cu pancarde pe stradă, nu pot să ceară legi care să-i apere, nu pot să facă nimic cu oameni buni. Nu pot să facă nimic. Ei nu pot să spună nimic în apărarea lor. Ei nu pot să
să militeze, ei nu pot să argumenteze pentru o lege în apărarea lor, ei nu pot să facă nimic. Sunt total limitați, sunt total dependenți de mamă. Și Dumnezeu a lăsat pântecul mamei ca un templu sacru în care mama să protejeze copilul și mama intră în templul ăsta sacru cu un preot al lui Moloch ca să ucidă pe cel pe care ea ar trebui să-l păstreze. Cel pentru care ea ar trebui să lupte cu propria ei viață. Și a spune nu. Deși aș putea să-i păstrez viața, nu mă interesează. Îl vom ucide. Îl vom ucide. De ce? Că mă deranjează pe mine. Nu mi-afectează viața. Mi afectează viața, îl omor pentru simplu fapt că îmi încurcă planurile. Trebuie să-mi termin facultatea, vreau să am sex liber, vreau să nu stau cu burta până la gură, vreau să nu port 9 luni pe cineva în pântecele mele. Nu mă interesează treaba asta. Nu este trupul meu, cel pe care vreau să-l extermin, trupul altcuiva, dar voi face lucrul ăsta. Ăsta este un lucru odios. Avortul este o crimă odioasă, născută din irresponsabilitate, născută din proastele, stupidele, idiotele, diavoleștele, diabolicele teorii despre sexualitate și este aruncarea vinei asupra altuia. Altcineva să sufere, altcineva să fie pedepsit pentru lucrul acesta. Acum, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă un doctor ar lua un pacient și ar folosi ustensilele alea, poate la o mărime mai mare, asupra unui om, da? La vârsta de 30 de ani, de exemplu, și l-ar tortura, l-ar despica cum despică un copil, l-ar tăia într-o baie de sânge, l-ar secționa, l-ar mutila într-o baie de sânge. Un individ, un om de 18 ani, de 20 de ani, dacă ar face lucrul ăsta cu el, toată lumea ar crede despre omul ăla că e un psihopat, că e un nebun, că e un sclerozat, că e un diavol. Asta e, cred că e un monstru uman. Asta ar spune lui. Nu este un nebun, e psihopat, trebuie legat ăla, trebuie băgat ori în pușcărie, ori dus într-o celulă și legat și ținut acolo departe de oricine altcineva. Dacă, repet, dacă cineva ar aplica tortura care se aplică unui copil în pântecele mamei lui, dacă s-ar aplica unei persoane cu instrumentele respective, toată lumea ar spune despre persoana aia, despre doctorul ăla, despre ființa aia că ar fi un diavol, un monstru, da? Un psihopat, asta s-ar spune. Dar, dacă mama cu ajutorul unui medic și cu acordul soțului aplică aceeași tortură cu aceleași instrumente asupra unui copil, este dreptul femeii. Vedeți unde e schizofrenia? E dreptul femeii, domnule. E libertatea ei să facă ce vrea ea. Da? O monstruozitate, un păcat, o monstruozitate, un lucru diavolesc, un lucru antidumnezeesc, un lucru antirațional, un lucru antiuman, un lucru antidrepturi, anti orice vreți dumneavoastră, orice e bun, frumos, normal, natural venit de la Dumnezeu. E anti orice lucrurile acestea. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns aici? Ca aceste ființe gingașe, femeia să se ducă și să lase ca cineva să mutileze într-o baie de sânge propriul ei copil. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns aici? Este o zi, da, este ziua copilului, este o zi în care ar trebui să plângem. O zi în care ar trebui să plângem. Este o zi în care ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să dea măcar dragoste firească mamelor, măcar dragoste firească. Să iubească pruncul ăla măcar într-un mod natural. Măcar într-un mod natural. Este o zi în care trebuie să plângem, trebuie să ne pocăim pentru națiunea noastră, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să dea dragoste firească femeilor, să dea dragoste pentru copiii lor, și să le dea pocăință pentru copiii pe care deja i-au omorât. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Și ce este trist? Mai este un lucru trist și cu ăsta voi încheia. Astăzi mulți părinți își vor plimba de o parte copiii și de o parte câinele sau pisica. Și mai degrabă s-ar duce să facă avort decât să omoare pisica sau câinele. Unii ar ieși în stradă și ar huidui statul, și-ar huidui lumea, și-ar huidui pe semenii lor dacă ar vedea omorât un câine sau o pisică. Dar nu se întâmplă același lucru când sunt omorâți copiii. Este o tragedie. Dacă eu aș da cu mașina într-un câine acum, probabil că ar ieși oamenii de la bloc și m-ar înjura și m-ar huidui și m-ar blestema. Eu care semenul lor, poate care am dat din greșeală peste câinele ăla.
care am dat din greșeală peste Camila. Dar dacă m-aș duce la un doctor care să mutileze copilul în pântecele soției mele, să-l sfârtece, să-l termine, să-l omoare într-o baie de sânge, fără niciun fel de milă, nimeni nu va obiecta. Nimeni nu va obiecta. Din potrivă, toți vor strica: drepturile femeii, libertatea femeii, libertate sexuală, are dreptul să facă ce vrea cu trupul ei. Toată lumea va spune lucrul ăsta. Înțelegeți că suntem dați peste cap cu mentalitatea, înțelegeți că trăim într-o epocă așa zisă iluminată, postmodernistă, se vrea să spune că e post-creștină, în care se aruncă cu drepturile, cu drepturile omului la propriu, în dreapta și în stânga, dar de fapt nu se respectă nimica. Nu se respectă nimic. Dragi prieteni care ați vizualizat acest live, eu voi încheia, dar nu înainte de a vă reaminti că Facebook mi-a blocat dreptul de a da mai departe clipul acesta, așa că vă rog, vă invit pe voi să dați un share și să împărtășiți cu alții adevărul acesta și să nu trece cu vederea un lucru foarte important. Să ne rugăm pentru femeile, pentru bărbații care și-au dat acordul pentru uciderea copiilor. Să ne rugăm pentru oamenii care astăzi vor decide să-și omoare copiii. Sau azi chiar îi vor omorâ în pântecele mamelor lor. Să ne rugăm și să mijlocim ca biserici, ca indivizi pentru această națiune, care își exportă cele mai mari valori în afara țării și își ucide proprii copii. Nu suntem o țară creștină. Suntem o țară plină de criminali, doctori criminali, bărbați criminali, femei criminale, care într-un proiect comun, împinși de duhul lui Moloch, de duhul diavolului, își omoară copiii. Da, unii dintre noi ne putem bucura astăzi de proprii noștri copii. Cine, te întreb pe tine, cine va fi vocea copiilor care nu pot spune nimic? Cine va fi vocea copiilor care astăzi sunt omorâți? Cine va fi vocea copiilor care nu pot lupta pentru drepturile lor? Cine va fi vocea copiilor care nu pot să spună nimic? Care nu pot rezista? Care nu se pot opune? Care nu se pot împotrivi? Care nu-și pot apăra propria lor viață? Dacă astăzi tu ai fi cel persecutat, etnia ta, țara ta, familia ta, ai vrea ca cineva din exterior să spună un cuvânt pentru tine? Ai vrea ca cineva să se ridice și să apere drepturile tale? Ai vrea să facă lucrul ăsta? De ce să nu facem același lucru acum pentru persoane care sunt omorâte pentru simplu motiv că se află în interiorul altei persoane? Pentru simplu motiv că n-au o vârstă destul de mare, așa încât viața lor să fie protejată. Cei care susțin avortul susțin pedeapsa cu moartea, dar acelor nevinovați. Și asta este o nebunie curată. Dumnezeu nu a pedepsit niciodată un om nevinovat. Dumnezeu a cerut pedeapsa celui vinovat. Astăzi, într-o lume dată peste cap, care abandonează Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu, se militează pentru pedepsirea cu moartea a celor nevinovați. Vreau să vă las un cuvânt minunat, să închei într-o notă pozitivă. Evanghelia ne învață următorul lucru. Este unul singur nevinovat care a ales de bună voie să vină și să moară în locul celor vinovați. Și să moară pentru păcatele celor vinovați, chiar și pentru păcatele acestor femei, pentru aceste crime odioase care sunt făcute împotriva copiilor. El este acela care ne poate ierta, ne poate elibera, ne poate salva, ne poate mântui, ne poate curăți, ne poate liniști conștiințele și ne poate împăca cu Dumnezeu împotriva căruia am păcătuit. Asta este Evanghelia. Da? Soluția pentru greșelile pe care le facem în familie, în viața sexuală, în toate domeniile. Soluția nu este să dăm vina pe altul și să plătim pe altul, să punem pe altul să plătească. Cum ar fi, dintr-o relație sexuală rezultă un copil, soluția nu este să-l omori pe copilul acela. Soluția este să te pocăiești, să te gândești la ce ai făcut greșit și să vii la Domnul Iisus Hristos, care acum 2000 de ani a fost trimis de Dumnezeu și de bună voie s-a pus în locul păcătoșilor să plătească pentru păcatele lor. El a stat în locul vinovaților, cel nevinovat în locul vinovaților, cel sfânt în locul celor păcătoși. Acesta este marele schimb care s-a făcut în universul acesta. Că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său fără păcat, nevinovat, care a stat în locul vinovaților, păcătoșilor, stricaților, depravaților, nenorociților, păcătoșilor. Da? Iisus a stat în locul lor și a plătit pentru păcatele, toate păcatele,
tuturor celor care vreodată vor veni la El și să vor încrede în El și vor veni la El cu pocăință și cu renunțare. Abandonând viața lor dinainte, renunțând la viața lor mai dinainte, da? Nu îți spune copiii tăi, dacă asculți clipul ăsta și ți-ai omorât copiii, este nădejde pentru tine la Domnul Iisus Hristos, care a plătit pentru toate păcatele tuturor celor care se vor încrede în El, da? De asemenea, dacă nu ți-ai avortat copilul, dacă îți trece prin cap lucrul acesta, soluția pentru păcatele tale, pentru starea ta, pentru chinul tău, pentru problemele tale este Domnul Iisus Hristos. El cel nevinovat a plătit pentru cei vinovați. Nu copilul tău poate să salveze situația ta. Nu el poate. Nu el poate să rezolve problemele tale. Nu el poate să rezolve problemele tale. Da? Dumnezeu să vă binecuvinteze și aș dori ca mesajul Evangheliei, mesajul mântuirii, scăpării în Domnul Iisus Hristos să ajungă la cât mai mulți oameni. Nu uitați. Dați un like, dar mai important decât un like este să dați un share acestui mesaj pe profilul vostru, pe pagina voastră sau pe grupurile la care aveți acces ca să ajungă la cât mai mulți, la cât mai mulți oameni. Opțiunea mea de share este restricționată de Facebook pentru încă 6 zile de acum înainte, așa că voi puteți face ca acest mesaj să ajungă mai departe. Fiți azi de ziua copilului și nu doar azi, vocea copiilor care nu se pot apăra, nu pot vorbi, nu pot lupta pentru viața lor. Fiți azi vocea copiilor care nu pot să respingă instrumentele de tortură, nu pot să respingă pe criminalii care vor să le ia viața. Fiți azi vocea lui Dumnezeu, vocea vieții, vocea cuvântului, vocea Evangheliei pentru lumea asta căzută în păcat. Vă salut și ne vedem la un următor live.